Așa, dragi, pornim clasa 11-a și zicem, subiectul parte tot așa. Da, tot pentru simulare. A, așa. Dar mă gândeam să facem și subiectul 1, ca să... Facem. Că ieri mi-ai zis... M-am zis că era în temă, dar am zis că l-am zis. Facem, sigur că da. Eu îți propun asta să facem. Da. Pentru că pătăm materia de-a nouă așa 10-a. Da. Ies 1, subiectul 1. Dar ce test? Ce test? Ai vreun test stimulare, nu? Da, test? Sunt din blocul de trebuie pentru BAC și sunt la sfârșit variante de... Teste simulare, da? Da. Simulare BAC, cred că, nu? Da. BAC. Poftim. Bun, subiectul 1, exerciții 1. Da, nu știu la ce test este asta, ca... sunt numerotate acolo. Da, test. E varianta nouă. Varianta nouă. V9. Bun. Exerciții 1. Să se determine cel mai mic număr a aparținerului R. Să se determine. Cel mai mic număr, nu? Da. Mai mic număr. A aparținerului R. Pentru care funcția F definită pe R cu valori în R. Așa încât. F definită pe R cu valori în R. Cu F de X. Având rețeta F de X, nu? Legea de corespondență egal cu... X pătrat minus 4X plus 10. Minus 4X plus 10. Este strict crescătoare pe intervalul închis la A plus infinit. F strict crescătoare. Crescătoare pe... A plus infinit. Trebuie să începem să înțelegem. Să înțelegem ieșițiul asta. Practic, de la tine vreau să văd cum te apropii de ea. Nu? N-ai nicio inițiativă. Nu, lasă. Păi hai să gândim așa. Tot tu o să-l faci, dar să vezi cum reușim să văd. Să înțelegem. Deci, prin funcția asta, practic, unor X care avem la dispoziție, găsim Y și corespunzători. Deci, aș încerca să întocmesc tabelul de valori. Deci, X și vin de la minus infinit la plus infinit. Și dăm lui X valori, după, găsim Y și după rețeta asta. Da? Și probabil că se întâmplă de la un loc încolo când Y-ii sunt mai crescători. Întrebarea este care, începând de unde Y-ii vor fi crescători. Așa mai, nu? F este strict crescători. Valori, să vedem. Așa aș face. Deci ceva trebuie să fac la ieșițiul ăsta. Până când îmi vine în minte ceva concret, încerc să găsesc așa pe uite, pentru 0. Pentru x egal cu 0, y cu care este? Y 0 la pătrat în 4, 0 și cu 10, 10. Deci imaginea este 10. Când e 1? Minus 3 plus 7. Deci 1 minus 3 plus 10, 7. Da? Când e minus 1? Văzând aici că 10, 7, simt că aici sunt cum, descrescători. Hai să văd, poate așa este încă. Mă interesez și în zona asta din stânga, să văd dacă se întâmplă așa. Minus 1, cât vine? 1, că minus 1 la a doua face 1. Minus 4, minus 1 face plus 4. Și cu 1, 15. Cu 10, 15. Deci imaginea 15. Păi bine. A? Deci în dreptul minus 1, minus 2. 4 plus 8, 12 și cu 10, 20. Deci 4 plus 8, 10, 12 plus 10, 22. 22. Într-adevăr, pe zona asta, parcă dinspre minus infinit venind, până la 1, cel puțin până la 1, constatăm că Y-ii sunt descrescători. Uite, 22, probabil că vin de la numere mai mari. Aici, la clasa 11, m-ar duce la limită.
fac limita la minus infinit la 11. Păi și scoate x pătrat factorul ăla, așa, și face... x pătrat prin 1 minus 4 pe 10. Și va fi minus infinit la... Minus infinit la pătrat, face plus infinit. Da. Deci, într-adevăr, de la plus infinit, tot scad. Da. Deci, ciclicii se comportă în felul ăsta. Vin de la valori pozitive, scad, scad, scad. Să vedem ce se întâmplă. Continui. În 2. 4 minus 4 plus 6. Nu. Minus 4 plus 10, 6. Deci 4 minus 4 ori 2, 8. Minus 4 și cu 10. 6. 6. Încă are tendință să scadă, da? Încă scade. Hai să merg mai departe. Am sărit așa pe valori, aici aș avea toate numele, da. Dar simt că așa cum se comportă, e bine, scad încă. Aștept un moment când să crească. Ia să vedem. 3. 9 minus 12. 9 minus 12. Minus 3. Minus 3 cu 10, 7. 7. Foarte tare. Deci la 3 face 7. Începe să crească. Că de la 6 la 7 crește, da? 4. 16 minus 16, 10. Începe să repete. Parcă aici s-a atins cea mai mică valoare. Pare să fie aici cea mai mică valoare a y-ilor. Și de acum y-ii încep să crească. Păi care e zona în care încep să crească? A, de la... De la cât de începe? La 2. De la 2. Da. Deci pe intervalul simțim așa, dintr-o constatare, dintr-o tatonare de asta, de început. Deci pentru x, pentru x aparține intervalului 2 plus infinit, rezultă f strict crescătoare. Și pare că am răspuns la întrebare. Să se arate că se determine cel mai mic număr a, au cât ar fi, a egal cu 2, pentru început. Așa încât pe intervalul respectiv, funcția să fie strict crescătoare. Deci ceva trebuie să facă într-un fața unui exercițiu. Nu, dacă înțelegi ce înseamnă funcție, că doar funcția ce se face, spune la dispoziție niște y, care apar ca urmare a corespondenței respective. Și acum, trebuia să înțelegi așa, că e vorba de descoperit intervalul pe care y încep să crească. Răspunsul ar fi asta, dar suntem într-o etapă destul de, să spunem, destul de... N-am de dovedit riguros, ci printr-o observație. Dar care ar fi avut o șansă să... Ți-ar fi avut o șansă să ai un punctaj bunișor aici. A, deci punctat. Da, e punctat, sigur că tu ai făcut un lucru concret. Te-ai interesat de Y. Nu-i punctat maxim. Nu-i punctat maxim, pentru că n-ai fost riguros. Ei, m-aș fi întors la funcția aceea. Și f de x este egală cu x pătrat minus 4x plus cât 10, care poate fi scrisă ca fiind, visez, aș vrea să fac un pătrat perfect. Pe 10 să scriu ca fiind. Câte ar mai trebui de x pătrat minus 4x? Ce-i mai trebuie? Partea a doua. A, păi... 16. 16, ca să faci un binom. 2 la 3, 8, 2. Deci, la ce binom mă gândesc eu? Ca să fie prima parte la pătrat, e x-ul. A minus b la pătrat. X-ul, da, aud, x-ul. Minus cât ai zici? Că îndată ce ridic la pătrat, vine prima parte la pătrat, x pătrat, și de două ori prima parte, ori a doua, se fac minus 4x. Păi, 2... x ori cât se fac minus 4? 2. 2 ori 2. Da. Deci vine x minus 2, ți-ar trebui. X minus 2 la pătrat, care face x pătrat minus 4x plus 4, și atunci tu pe 4 nu l-ai, dar l-ai în 10. Și scriu pe 10 ca fiind 6, 4 plus 6. Deci voi spune egal mai departe cu x pătrat minus 4x plus
4 plus 6 și egal cu x minus 2. Totul la pătrat. X minus 2 la pătrat plus 6. Da? Și se vede că, iată, l-am scris pe f de x, care e y-ul de fapt. Y-ce sunt așa ăștia. L-am aranjat ca x minus 2 totul la pătrat plus 6, nu? Cum sunt y-ii tot timpul din varianta asta? Orice x ai fi pus tu aici. Păi, fiindcă e la pătrat, să fie pozitiv. Pozitiv și cu 6 se adună, peste 6, tot se adună. Care este cea mai mică valoare pe care o primește y-ul? Cea mai mică valoare pe care o primește y este 6. Când x-ul e 2. Da. Când x-ul e 2, aici face 0. Și rămâne 6. Dacă înlocuiești pe x cu orice altă valoare, cu 1. 1 minus 2. Cât face? 1 minus 1 la pătrat? 1 și cu 6? Deci, iată că putem constata foarte repede că aici, ca poziție, cea mai mică valoare, minim din f de x, valoarea minimă a lui f de x, este 6 și se realizează pentru x egal cu 2. Deci minimul valorii pe care o poate primi mulțimea y-urilor, cel mai mic y care se poate obține, este 6 și se realizează pentru 2. Tot e cu noi și nou. Deci abia acum spunem clar că avem acest minim și el este se realizează, acest număr se realizează pentru x egal cu 2. Ei, și acum știm bine că s-a făcut un hotar precis. Da? 2 aici s-a ieșit din aranjarea asta frumoasă. N-a ieșit din trotatonare. Că nu știm noi, dincolo de 2, mai încoace, dacă tot tendința asta poate să mai fi scăzut un pic și pe urmă s-o fi luat spre 7. Deci nu știm minimul valorii, cum am gândit-o aici și aici, am sesizat că este 6 și se realizează pentru x egal cu 2. Această formă de prezentare este mult mai riguroasă. Pentru că nimeni nu spune ție, tendința e dreptă aici, la 7 scade la 6. Dar dacă încă mai scade dincolo de 2, pe la 2 și jumătate, până la 2 și jumătate, sau 2,4, sau nu știu ce, nu ai avut un motiv riguros pentru a spune că x egal cu 2 e cea mai mică valoare pentru care se întâmplă treaba asta. Putea să mai de la 7 la 6 a scăzut în drept, dar trebuie să mai scoadă în continuare și atunci n-are un argument riguros. Aranjarea asta sub forma de aici era cel mai interesant lucru. În afară de asta, mai ți-amintești la funcția de gradul 2 după ce ai aranjat așa ceva. Funcția de gradul 2, f de x, egal cu ax pătrat plus bx plus c. Se aranjează cu pătratul perfect aici. A fost un model foarte ușor. Dar, mă rog să se gândește, egal cu a pe lângă. Scoatem pe a factor forța. X pătrat plus b supra a ori x plus c supra a. Ca dacă l-am scăzut factor forțat, îl pun pe a la anumitor, nu? B supra a ori x plus c supra a. Și acum urmăresc să formez pătratul perfect. Am pe x la pătrat, prima parte la pătrat, dar îmi trebuie de două ori prima parte, ori a doua. Eu o să scriu pe x pe locul întâi, ca să înțelegi mai bine, egal să înțelegi voi. A pe lângă x la a doua plus x ori b pe a plus c pe a. Și dau mai departe cu a pe lângă
x la a doua, plus de două ori, pune 2 2x ori b pe 2a. Ca 2 cu 2 simplific și fie ca mai înainte b pe a. Deci am înmulțit cu 2 și am împărțit pe 2. Deci 2 ori x ori b pe 2a plus c pe a. Și cam mai departe cu a pe lângă x la a doua plus 2 ori x ori b supra a. Ori b supra 2a, da? Și asta e prima parte. Și asta e a doua parte. Și în binom știu așa. E prima parte la pătrat de două ori prima parte ori a doua și plus partea a doua la pătrat. Deci partea a doua plus b pe 2a la pătrat ca să formeze un pătrat. Și apoi scădem. Minus b pe 2a totul la pătrat. Am adunat și am scăzut pe b pe 2a. Da? Și plus c pe a. Și egal mai departe. Am să spun egal mai departe cu a pe lângă. X pătrat. Dar acum, până aici este binomul la pătrat, pot să zic că este x plus b supra 2a, totul la pătrat. De acord? Plus a, a trebuit să fie pus o paranteză dreaptă. Hai să pun paranteză dreaptă ca să fie mai clar. Las pe a aici. Plus c pe a minus b pătrat plus c supra a minus b pătrat supra 4 a pătrat. E bine? Da. Paranteză dreaptă închisă. Și egal cu mai departe, egal cu a pe lângă. X plus b supra 2a totul a pătrat. X plus b supra 2a totul la pătrat. Plus, hai tu că ai același numitor. E 4 a pătrat numitorul. A, și amplificăm cu 4a. Amplificăm 4 cu 4a. Deci egal cu 4ac minus b pătrat totul supra 4a pătrat. E bine? Da. Închid paranteza dreaptă. Și egal cu a pe lângă x plus b supra 2a la pătrat. Am să scot un minus în față și vine b pătrat minus 4ac. Dacă scot minus în față, se schimbă ordinea, nu? Deci minus b pătrat minus 4ac totul supra 4a pătrat. Și egal cu pot să mulțesc cu a și pe asta și pe asta, da? Și egal mai departe cu a pe lângă x plus b supra 2a totul la pătrat minus b pătrat minus 4ac îl notăm cu delta. Deci b pătrat minus 4ac știm că așa s-a notat, așa notăm și noi cu delta. Și egal cu minus a ori delta supra 4a pătrat. Și egal a cu pătratul se simplifică. Și egal cu a pe lângă x plus b supra 2a totul la pătrat minus delta supra 4a. Și acum urmează o discuție foarte simpatică, interesantă. Iată cum. Deci, pe f de x, hai să mă întorc un lam. De unde am plecat? La f de x e ăsta, da? L-am aranjat. Alo. Bună seara. Eu sunt, da? Asta e numărul, da. Bine. La revedere. Deci, iată ce fac acum.
Deci AX plus A plus BX plus C egal cu mai departe, ce am găsit noi, egal cu A pe lângă X plus B supra 2A la pătrat minus delta supra 4A. Ei, se vede că dacă X egal cu B pe 2A, X plus B pe 2A e 0, valoarea rămâne atunci minus delta pe 4A. Da? Deci, pentru X plus B pe 2A egal cu 0, adică rezultă deci că X egal cu minus B pe 2A, îndată, Y-ul corespunzător, Y-ul care apare, este doar ăsta. Aici, dacă este 0, oriceva face 0 și vine Y-ul este egal cu minus delta supra 4A. Sigur că avem două situații. Dacă A e pozitiv, vom avea un număr pozitiv înmulțit cu ăsta la pătrat pozitiv și de aici se adună la numărul ăsta, se adună ceva pozitiv. Deci în condițiile astea, Y-ul vor fi mai mari tot timpul și ăsta va fi cea mai mică valoare. Vom avea un minim. Deci putem constata repede următorul lucru. A mic. 1. Dacă A e mai mare decât 0, rezultă că A înmulțit cu X plus B supra 2A la pătrat e mai mare ca 0, că e un număr pozitiv înmulțit cu un număr pozitiv, da? Plus ori plus, că stai fiind la pătrat e pozitiv, plus ori plus face plus. Și dacă adunăm în ambii membrii, dacă adună atunci pe minus delta supra 4A, deci adunăm plus minus delta pe 4A, rezultă atunci că A pe lângă X plus B pe 2A la pătrat și minus delta supra 4A e mai mare, e mai mare decât minus delta pe 4A. Că e 0 și cu minus delta pe 4A m-a adunat la Big Bang, da? Mai mare decât minus delta supra 4A. Dar cine este A pe lângă X plus B pe 2A la pătrat minus delta supra 4A? Este tocmai F de X, nu? Deci echivalent, poate spune, că F de X e mai mare decât minus delta supra 4A. Oricare ar fi X. Orice X ar se înlocui, totdeauna Y, că așa sunt Y, sunt mai mari decât minus delta supra 4A. Ce reprezintă minus delta supra 4A? Minus delta supra 4A reprezintă cel mai mic număr cu putință. Minimum. Deci rezultă că min de F de X, deci în condițiile astea, min de F de X, te uiți, îți vine să și zâmbești, da? Sigur că te distrezi, dar nu am nicio vină în treaba asta. Este intra noua. Atenție, intra noua. Și nu degeaba am făcut asta, de pentru că... Am venit în cap că gen, am avut și noi așa la școală. Când? Și... Nu, ne-a dat un exercițiu într-o zi. Da. Și nu știa nici el să facă profesor. Hai. Pe voi nu știa niciun coleg și eu sunt ca... ștergea ce scria, scria, ștergea. Sentimentul vostru când desenați pe tablă și poate... N-am nimic potrivă. Să spun că sunt și colegi de-ai mei foarte slabi. Deci asta, vorbim despre asta, e vorba. Dar și motivul rămâne al vostru că nu munciți cât trebuie. Să știi că se ajunge în situația asta grea și pentru că voi nu munciți zi de zi. Și ai sentimentul că dacă stai și tu de departe, așa trebuie să știi. Nu poți. La matematică este antrenament. Eu te-am invitat să vii la clasa 7-a, nu întâmplător. Acolo e baza. Dacă vrei să pornești și să înțelegi ceva, e bun să-i porni. Da? Deci, faptul că Y este mai mare decât numărul ăsta, indiferent ce X ai lovi, înseamnă că cea mai mică valoare este acesta, minus delta pe 4A. Cel mai mic Y este
A, poate chiar așa este, 6. Dacă îl găsim după minus delta pe 4a. Deci f de x mai mare, minimul de f de x egal cu minus delta supra 4a și se realizează minimul ăsta. Pentru cine? Pentru ce x se realizează? Când x plus b pe, pentru x egal cu minus b pe 2a. Deci se realizează, se realizează pentru x egal cu minus b supra 2a. Așadar, în cazul ăsta, când au i pozitiv, rezultă că avem un minim de coordonate, un minim de coordonate minus b pe 2a, adică x-ul, e un punct ăsta, care are un x și un y. E vorba de un minim de coordonate minus b pe 2a și minus delta supra 4a. E vârful parabolei. Asta este. Dar voi aveți în minte niște formule acolo, a căror legătură nu înțelegeți. Acum eu mi-am făcut timp și am demonstrat că atunci când au pozitiv, avem un minim de coordonate minus b pe 2a și minus. Și acolo era așa. X-ul vârfului egal cu minus b pe 2a și y-ul vârfului parabolii minus delta supra 4a. Da? Deci, astea sunt coordonatele vârfului parabolei. Minus b pe 2a și minus delta pe 4a. Dacă însă 2, dacă au este negativ, dedesubt spunem x plus b pe 2a la pătrat. Ce fel de număr este? Pozitiv. Că dacă la pătrat e pozitiv. Și un număr negativ. Înmulțit cu un număr pozitiv face un număr negativ. Deci de aici rezultă că a pe lângă x plus b supra 2a la pătrat va fi mai mic ca 0. A pe lângă x plus b pe 2a la pătrat mai mic ca 0. Adunăm în ambii membrii. Pe cine îl adunăm? Pe minus delta pe 4a. Și rezultă de aici că avem a pe lângă x plus b supra 2a la pătrat minus delta supra 4a egal cu, nu egal, ci mai mic decât minus delta supra 4a. Dar asta de aici cine este tocmai? Tocmai cine este asta? F de x. Deci, iată-ne că am ajuns că f de x e mai mic decât minus delta supra 4a. Deci, y-ii care vor apare vor fi tot timpul mai mici. F de x și sunt cine la urma urmei? Sunt y-ii. Deci, dacă au negativ, y-ii care o să apară vor fi mai mici decât asta. Înseamnă că asta este cea mai mare valoare. Minus delta pe 4a. Deci rezultă că în timpul ăsta vorbesc de un max, cea mai mare valoare, max din maximului f de x, egală cu cine maximul? Cu minus delta supra 4a este aceeași valoare, fie într-un caz, fie în cealaltă, valoarea este minus delta pe 4a și se realizează de cine? De? Pentru x egal cu minus b pe 2a. Nu? Știm bine. Adică aș spune că în condițiile în care au este negativ, pot să trag concluzia că nu mai vorbesc de un minim, ci vorbesc de un maxim. Deci în condițiile acestea, e vorba de un max tot de coordonatele aceleași, minus b pe 2a, și respectiv minus delta pe 4a. Da. Dacă ai fi știut asta, n-ai fi stat pe gânduri și ai fi făcut repede faptul că aici coeficientul cât este la funcție, asta e 1, care înseamnă un număr pozitiv. Iată cum aș fi făcut exercițiul ca să nu pierd deloc timp.
Eu m-am făcut în toate variantele cu putință, m-am apropiat și de ideea aceea, mai întâi am intuit. N-am fost riguros. Am cu pătratul perfect, am fost riguros și am dat peste 2. Și tu atunci ai fi trebuit să zici așa. A, e vorba de V, de coordonate minus B pe 2A și minus delta pe 4A. Asta vrea să mă întrebe autorul. Adică minus B pe 2A, cât ar face aici? Deci X-ul vârfului egal cu minus B supra 2A, face 4 supra 2A, 2 ori 1, 2, și egal cu 2. Ăla era A-ul de care trebuia să îți găsești tu. Iar dacă vrei și, să vezi și Y-ul vârfului, ori înlocuiești în funcție pe X cu 2 și îți găseai 6, ori faci minus delta supra 4A, care îți dă tot 6. Hai decât să vezi delta 4A și îți dă 6. Și atunci vârful V era de coordonate, ce? V de coordonate 2 și 6. Și atunci e clar că parabola care arată așa, e vorba de un minim aici. În punctul 2 se atinge valoarea 6, să zic 6 pe aici, în sfârșit, găsești punctul, și arată așa parabola. Cu vârful în jos și ramurile în sus. Și de la 2 încolo, vezi că Y-ii cresc. Și a fost, încă o dată, justificarea făcută corect pentru ceea ce însemna punctul 1. Nu, să-și nu-i așa trebuia să rezolvăm? Cum? Rezolvarea asta trebuia să facem ca să luăm punctajul maxim? Nu, nu. Pur și simplu, dacă știai formula lui PNA. Atât! Da. După aia cu minus B pe 2A și minus delta supra 4A. Asta trebuie știut. Da, o știu, o știu. Păi da, o știe, dar nu știe dacă faci. Acum auzi de ea. Da. Tu auziți de ea. Nu, uitați, Bogdan, nu? Bogdan să vede. Alex. Alex, da? Alex. Tu știai de ea. Auziți așa. Dar acum că ai nevoie de ea, nu știai că ai nevoie de ea. Păi asta e deosebirea. Că pentru tine și pentru foarte mulți colegi de-ai tăi, matematica este surprinsă ca un set de formule, undeva sunt aruncate, nu știi utilitatea lor, nu știi de ce, de unde vin și nu ai cum să le folosești la momentul respectiv. Da? Așa spunea și mai devreme Andreea, nu când lucram aici, că e vorba de. Da, de acord, e vorba de. Dar până să ajungi acolo, acum voi vei spune așa, dar atâta muncă, cum pentru un singur exercițiu să facă atât? Nu, eu am făcut demonstrația aici. Da? Am făcut demonstrația și v-am arătat de cum se ajunge la formulele acelea. Pe baza faptului că știam că e vorba de formarea pătratului perfect, mi-am permis să iau din demonstrație ideea și să formez pătratul perfect cu x pătrat minus 5x plus 4, ca să fac x minus 2 la pătrat plus 6, și să mă duc acolo, chiar dacă nu mi-aminteam formula. Iată, dacă veți fi puși în situație, și când nu ți-am minte și formula. Și îți spun așa. Să se... Aceeași problemă, deci la fel gândită, dar dau o altă funcție. Deci să se determine cel mai mic număr, nu? Da. Cel mai mic număr pentru care funcția este strict descrescătoare. Deci să se găsească numărul, pentru că fiecare funcție este strict descrescătoare pe tot intervalul. Funcția ți-o dă următoare. F de x egal cu 2x pătrat, 2x pătrat minus 7x plus 3. Deci așa arată tabelul ăla? Păi începem cu tabel. Da, începem cu tabel să vedem dacă mai avem inspirația aceea și o putem descoperi. Deci, mânat de reușita anterioară, îți vine să, minte să pornești la fel, nu? Corect. X de la minus infinit la plus infinit. Valorile pe care le avem
valoarea 0. 0. Valoarea în 0 este 3. 3. Da? În 1. 0. Deci în 1 este 0? Sigur, da? Da. 2 și cu 3. Deci 2 și cu 3, 5, minus 7, cât vine? 3, 2x 2. Pătrat minus 7x plus 3, nu? În 1. În 1, păi da. Dacă locui pe x cu 1, vine 1 la pătrat. 4, 2 ori 1, 2. Minus 7, cât minus face? 3. 2 minus 7 face minus 5, am obosit eu sau ce? A, da, acolo la 2, da. E, minus 5 plus 3, minus 2. Păi minus 2. Minus 2, minus 2. Eu am venit tot la tot, că 2 la 2, 4, minus 7, minus 3, plus 3, 0, de acolo am zis. Păi da. E vorba de faptul că am luat... Dă valori, că așa mi-ați propus voi. Minus 2. Mi-ați propus să dau lui X valori. Da. Și să găsesc Y. Când e 2, cât face? 14. Dar nu, nu face 0? Uitați, 2 ori 1, 2, la a doua 4. Minus 7 ori 1, minus 7, 2. Minus 3. Plus deci, 3 nu fac 0. Cum ai zis tu? Păi nu înlocuim pe x cu 1. Corect. Și vine 2 ori 1, 2, la a doua 4. Păi dar și 2 la a patra? Păi nu-i 2 ori 1 la a doua. Mai întâi faci divizarea puterii. Aaa, gata. Dar faci 2 ori 1 după aia, da. Păi nu-i și 2 așa. Dacă ar fi și 2 la pătrat, ar fi fost altă poveste. Păi ți-am spus eu ca să vii la clasa A. Așa. Nu, nu s-o obosit. Ce e obosit? S-o obosit. Măi, tu ești obosit tot timpul. Ales. Bine, hai că... Înțelege? Ca să faci treaba, trebuie să fii acolo. Acum, când e 2, 2 la a doua, 4, 4 ori 2, 8, și cu 3, 8 și cu 3, 11, 7 ori 2, 14, minus 14 și 8, minus 3. Da? Dăm valoarea 4, 3, poftim, 3. 9 ori 2, 18 plus 3, 21, minus 21, 0. Deci, cum zicem, 9 ori 2, 18 și cu 3, 21, minus 21, 0. În sfârșit, o vezi 0. Tot îl urmărim de multe vreme. 4. Da. 4. 16, 32, plus 3, 35, 5, minus 28. Cât face? 7. 7, da? Da, pe nu. Da. Sigur e bine în 4? 16. Ori 2. 32. 35 minus 28, 7. Da. 7, da? Da. În 5? 25 ori 2, 50 plus 3, 53 minus 35. 18. 18. Face 18, da? E ciudat, vezi, nu mai poți constata un mers anume. Sari de la 3 la minus 2. Da, deci e o poveste complicată. Dar de la 0 văd că începi să crească. De la 3. De la 3, parte Y încep să crească, da? Da. Dar pe aici, că faptul că dat în 0,3, nu e treaba corectă. Hai să ne facem la. Să facem la negativ, să vedem cu minus 1, minus 2. Poate au numere mai mari. Ia să vedem. În minus 2 plus 7, 9 plus 3. Da. 12. Deci în minus 1 face 12. Faptul că apar și numerele negative mă scoate din mână. Hai să mai facem în 0 odată. În 0 se vede că e 3, nu? Da, da. În 1. 2 ori 1, 2. Da. Plus 3, 5. Minus 7. Da, bine. În
N-ați dat bine FTX-ul. Am dat bine, băi. Da. Sigur, dar vezi că noi căutăm numai valoarele întregi. Dar de la 1 la 2 sunt o sumedenie de numere. Da? Deci la 1 sunt o infinitate de numere. Și ce Y va fi pentru acelea, e o problemă. Deci vezi, din tabel nu prea iese. Nu prea iese. Deci nu totdeauna îți dai seama, pentru că tu dai valori doar numere întregi. Dar de la 0 la 1, de la 1 la 2, de la 3, 2 la 3, sunt o infinitate de numere. S-a întâmplat data trecută să meargă foarte ușor, pentru că ai avut, a fost x pătrat minus 4x plus 3, o formă simplă, la îndemână. Dar când nu e așa, e de lucru. Ei, de aceea am să încep să formez un pătrat perfect, cum am reușit data trecută. Deci de ce o să zic așa? F de x egal cu 2x pătrat minus 7x plus 3 și egal cu, da, scoate 2 factor forțat, cum am procedat la generalizarea aceea. Deci egal cu 2 pe lângă x pătrat minus 7 pe 2 ori x plus 3 pe 2. Și egal cu 2 pe lângă x pătrată l-am. Dar de 2 ori x nu l-am. Deci minus 2 ori x ori 7 pe 4. Ca să se simplifice 2 cu 4, am mulțit și am împărțit cu 2. 2 cu 4 simplifică și rămâne aici 7 pe 2. Deci mi-am construit prima parte la pătrat, de 2 ori prima parte x ori partea a doua. Plus 7 pe 4 la pătrat. Deci plus 7 pe 4 la pătrat. Minus 7 pe 4 la pătrat. Și plus 3 pe 2 care era deja. Și egal cu? Egal cu 2 pe lângă x minus 7 pe 4 x minus 7 pe 2 7 pe 4, ai zis bine, da? Minus 7 pe 4 totul la pătrat și îndată să văd ce mai am acolo plus plus 3 pe 2 minus 7 pe 4 plus 3 pe 2, corect, plus 3 pe 2 minus 7 pe 4, adică 49 pe 16, da? Și egal cu 2 pe lângă x minus 7 pe 4 la pătrat plus, am plătit cu 8 aici, 3 ori 8, 24. 24 minus 49. Minus 25. Minus 25, așa aici, da? N-am mai calculat, eu nu mai am obosit deja. Deci, încă o dată, 24 minus 49, minus 25 vine. Minus 25 da. Supra 16. Și acum, egal mai departe, mulțesc cum am făcut mai înainte, 2 pe lângă x minus 7 pe 4 la pătrat, plus minus 2 cu 16 simplifică, minus 25 pe 8. Da, minus 25 pe 8. Și se vede că e vorba de s-o să adună aici, nu? Cel mai mic număr e minus 25 pe 8. Deci e vorba de un minim care se realizează pentru x egal cu 7 pe 4. Când x e 7 pe 4, 7 pe 4 minus 7 pe 4 face 0, nu? Și atunci înseamnă că avem nevoie, avem un min de coordonate 7 pe 4 și 25 pe 8. Da. Acolo mai scriem acestui 2 dacă l-am simplificat cu 16? Cum? La rândul de jos. Nu trebuia să-l scrie pe 2 sau... Pe unde? Am zis 2 ori x minus 7 pe 4 l-am simplificat mai sus. Se repartizează prin adunare. Păi distributivitatea mulțirii față de adunare. 2 ori ăsta plus 2 ori ăsta. Și la 2 ori ăsta de aici am văzut că 2 cu 16 se simplifică. Că m-a rămas minus 25 pe 8. Da? Deci, ți-am spus, hai la clasa a 7-a. Nu spun decât lucruri concrete. Le știi? Bine.
Dacă ai văzut și ai vedea ce lucruri fac, nu e adevărat că știi. Dar tu e treaba ta. Referiți un examen la 95. Unde? La? Examen. Că tu a fost odată, măi. Cum? A fost odată atunci. Dar de atunci, nemai lucrând, ai ajuns de nu mai știi la nivelul clasei acelea. Tu nu înțelegi matematică, e antrenament? Încă nu ți-e clar. Păi e antrenament. Când nu ai antrenament, nu mai poți prinde nimic. Și dintr-un lanț, dacă o verigă s-o rupt, e terminat lanțul. Totul e mecanic, ce drății câte ceva așa, dar n-ai nicio legătură. Da, tu e treaba ta. Problema ta, nu ea. Deci, când eu insist pe niște lucruri, știu. Probabil că am atâta experiență, încât știu ce să-i spun unui om ca să pot ajuta. Deci 7 pe 4 și 25 pe 8. Ei bine, asta am făcut-o în varianta în care voi n-aș fi ști formula. Că altfel trebuia să spuneți repede. X vârfului egal cu minus B, ca să-l căutăm, minus B pe 2A. X-ul vârfului, atât trebuia făcut. X-ul vârfului egal cu minus B supra 2A și egal cu 7 supra 4. 2 ori 2, 4. Și terminat. Și fiind să vedea descrescătoare, A-ul e pozitiv, cum A egal cu 2 mai mare ca 0 rezultă F admite min, și dacă îi admite min, pe partea asta stângă descresc și partea cealaltă cresc. Deci, intervalul mulțimea numerelor era ruptă de la minus infinit la 7 pe 4 și la 7 pe 4 se găsește imaginea 25 pe 8. Iar aici Y-ii sunt în ordine descrescătoare și partea asta crescătoare. Și cum am cerut intervalul pe care e funcția descrescătoare, răspuns corect, X aparține intervalului de la minus infinit la 7 pe 4. F descrescătoare. Strict chiar. Strict descrescătoare. Iar pentru X care aparțin de la 7 pe 4 la plus infinit, F strict crescătoare. Da? Deci, la întrebarea ta, acolo, atât trebuia să faci. Atât. Fiindcă A egal cu 1, A egal cu 1, rezultă F este, F admite un minim de coordonate minus B pe 2A minus delta pe 4A și X-ul minimului este minus B pe 2A și era 2. Și atunci pe partea stângă descrescătoare pe care tu te-ai interesat să fii strict crescătoare? Numai de la 2 încolo. Terminat. Tot ce am făcut aici a fost o muncă pentru a vă face să înțelegeți că matematica are o legătură perfectă. Nu niște rezultate aruncate sunt importante, ci mecanismul prin care se ajunge acolo. Ca acest lucru să rămână în minte definitiv. La clasă, profesorul, dacă nu face chestia asta să dovedească, să argumenteze, să justifice și aruncă niște formule. Dacă A mai mare ca 0, F admite un minim de coordonate minus B pe 2A și minus delta pe 4A și dacă A e negativ, admite un maxim de minus B pe 2A și minus delta pe 4A, nu a făcut nimic. Doar îi sperie pe copii pentru că elevii memorează aceste lucruri și nu sunt în stare să lege nimic în matematică. Nimic nu se vede ca un fir roșu. Deci nu întâmplător am făcut așa treabă. Da. Deci ne-am apucat de un singur subiect și am răncărit destul de mult aici, nu? V-am mai dat și un model ca să vedeți. Încercând să faceți după modelul anterior cu tabelul, n-am mai mers. Și atunci am zis, hai să facem pătratul perfect, care înseamnă o repetiție a situația aceea când avem ABC. Dar dacă știi formula, nu ai decât să dai răspunsul rapid. Ce ne facem când ne amintim? Eu cu asta am luptat acolo. Nu ne amintim, atunci scoate factor forțat, faci pătratul perfect și ajungi la rezultatul corect, dar muncim mai mult. Fără discuții. Da.
Știți, în condițiile în care la lucrare tu îi faci chestia asta și ai găsit un rezultat, profesorul este încântat și ar dori să-ți dea un punctaj mai mare. Dar nu are cum, pentru că pe subiectul 1 a fost punctajul acela stabilit. Însă el spune, băi, uite, băi, nu și-a amintit. Și a demonstrat, mă, asta stă bine pe picioare. Poftim? Nu cred că era din nou să faci așa. Păi, ai două lucruri de făcut. Ori să nu faci deloc. Ori să scrii ce știi să faci. Ori să încerci măcar valorile de funcție, pe acolo să observi ceva. Deci, ai două variante. Nu ți amintești formula, și atunci e ridicat de umeri spre nu știu, ori să faci ceea ce spun eu acum, să te adaptezi situației. Dacă deci, trebuie timp. Optim? Dacă trebuie timp. Păi, poți să... la toate subiectele celelalte ai aceeași reacție. Ține minte ce spun. Că nu numai ai cu ăsta, mai ai și alte subiecte. Și reacția aceea, nu știu pe asta, nu știu pe asta, sunt de umeri și ai lăbdat lucrarea. Asta e finalul. Și eu, de ce am venit acum? În condițiile în care nu, să ieși din încurcătură, totuși să faci ceva. Sigur că tentezi mult mai mult, să formezi pătratele acolo. N-ai nicio șansă să formezi pătratele, pentru că n-ai mâna făcută, n-ai, nu înțelegi. Dar dacă ai ideea și ai înțeles că acolo există posibilitatea formării pătratului perfect, încerci să faci ceva. Bine, mergem mai departe. Eu am vorbit despre cei care au un moment de slăbiciune, nu-și amintesc o formulă și nu pot să rateze subiectul. Da? Să mai facem în genul ăsta? Nu, un de aici. Da, de acolo. Zi-mi, te rog. Se dau punctele A, B, C de coordonate. Deci dau punctele A de coordonate. A de 2A plus 1 și A. 2A plus 1 și A. B. B de 2B plus 1 și B. Și C de 2C plus 1 și B. Da. Să se arate că sunt coloniale. Și sunt numere reale. A, B, C. Deci să se arate. A, virgulă B, virgulă C, coliniare. Idei de la voi. Să dăm valori. Păi, dar ea nu spune că să dau lui A, B și C niște valori numerelor, ci indiferent ce A, B și C vor fi. Da. Ca să fie niște puncte coliniare, mă gândesc că panta trebuie să fie 0. Da. Panta. Stai, când zici panta, la cine? Mă refer la... Vorbesc chiar de panta unei drepte. Da. Păi... Ca să fie coliniare, trebuie să fie... Știam ceva de-am trecut la geometria analitică. Ceva la geometria analitică. Dar care e rostul cu panta zero, că nu înțeleg? Din nou îți amintești o chestie așa, să spunem. Citești din memorie, așa, și îți amintești cu panta zero, dar nu ți-e clar ce anume.